Bună, eu sunt Irina Deaconescu, sunt vlogger și m-am gândit să răspund astăzi pentru ProTV la câteva întrebări legate de viața mea, cariera mea și hobby-urile mele. M-am apucat de vlogging în urma unei crize interioare, aș putea spune. Mi se părea că am foarte multe de spus, că am trecut prin anumite experiențe și că probabil există acolo persoane care și-au pus aceleași întrebări pe care mi le-am pus și eu, au avut aceleași probleme pe care le-am avut și eu și că în punctul în care mă aflam atunci puteam ajuta alți oameni prin vlogurile mele. De obicei se regăsește pe canalul meu un conținut destul de diversificat. În general încerc să creez content pentru adolescenți, încerc să abordez subiecte sau să fac tot felul de joculețe. Ascensiunea mea a fost una foarte rapidă, neașteptat de rapidă. Sincer, dacă îmi spuneați înainte o lună că lucrurile vor decurge așa, vă spuneam că n-are cum, nu se poate, nu există. Am fost luat așa prin surprindere, s-a întâmplat totul foarte repede și foarte bine, aș putea spune. Am o echipă de marketing în spate, dar în general clipurile care apar pe YouTube, tot ce fac pe Instagram este făcut în mare parte de mine. Sunt foarte mulți vloggeri care vor să se apuce de vlog sau s-au apucat recent de vlog și îmi cer tot felul de sfaturi. Fiind atât de mulți oameni în online, în momentul în care te apuci de vlog ar trebui să fii sigur că ceea ce crezi tu nu se mai găsește. Adică poate faci, nu știu, vloguri legate de beauty, dar fă-le diferit, dă-le un twist, dă-le ceva personal, schimbă-le, încearcă să nu te iei după toată lumea. Sincer, nu-mi văd viitorul fără vlog. Mi se pare că mă reprezintă foarte tare și cumva e unul dintre cele mai importante lucruri din viața mea. Eu și iubitul meu ne-am cunoscut în vacanța de vară. El e din Constanța și eram pe acolo. Ne-am cunoscut și a fost așa, totul foarte natural. A intrat în grupul nostru ca și cum ne-am fi cunoscut dintotdeauna, toată lumea îl adora deja și de atunci nu ne-am mai dezlipit. Cum a cucerit, nu știu, nu cred că a făcut nimic special, pur și simplu a fost el. E un om foarte bun, foarte calm. Mi se pare că e diferit de toți oamenii pe care i-am cunoscut. Și chiar nu o spun să-l umflu, că nu sunt genul de persoană, dar chiar așa e. E un om cu o bunătate pură. Mi se pare un om pur. Și nu erau genul meu oamenii ăștia așa bunuți. Cel mai mult la el îmi place faptul că are foarte multă încredere în mine și că mă susține cum n-a făcut-o nimeni niciodată, în afară de maică mea. Și, mă rog, mai multe persoane, dar el chiar crede în tot ce fac eu și că mă încurajează să alerg după orice vis aș avea. Suntem împreună de 7 luni, cred. Ce pasiuni am? Design interior, mâncare, acum mă pasionează puțin și partea asta cu moda, aș vrea să am o croitorie, o chestie, să văd cum decurg lucrurile, încă nu pot spune nimic, dar am ceva plan. În general îmi plac foarte mult filmele horror, dar nu mă pot uita singură la ele. Îmi place foarte mult să mă uit la filme horror și mă mai uit la filme romantice. Să pierd pe cineva drag. E cel mai nasol. Și am mai spus asta, adică tot timpul spun asta. Și acum s-a accentuat, chiar cred că am început să am probleme cu chestia asta. O sun pe maică mea la 5 dimineața să văd dacă e bine. Foarte Hei prieteni, eu am fost Irina Deaconescu, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, sper că nu v-am plictisit, poate pe viitor o să ne mai vedem dacă vreți voi asta. Vă pup și vă mulțumesc! Bye! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.